legal și financiar, care este, na, pur și simplu, cât costă, cât câștigă business-ul și unde sunt punctele cele mai riscante din punct de vedere al banilor disponibili. Aici, secretul succesului este să realizați și să includeți planul financiar de care vorbeam. După cum spuneam, el este opțional pentru că există o zonă în planul pe care vi-l arătam mai devreme de a trece principalele cifre, dar mai există acest plan financiar separat, acest Excel, pe care să-l realizați și el, deși este opțional, pentru a avea șanse serioase de a accesa finanțarea, vă recomand să-l faceți și să-l includeți. O altă recomandare este să folosiți coloana de observații din el ca să putem înțelege mai ușor cifrele pe care le-ați trecut. Și bineînțeles să veniți la webinarele de management financiar pentru că asta e partea, să zic așa, cea mai laborioasă și mai grea acestui plan pe care urmează să-l faceți și e motivul pentru care am făcut două webinare. Da, iarăși, ca să nu vă speriați, nu e știință spațială. Până la urmă, e vorba de un document în Excel cu câteva calcule pe costuri, costuri fixe, variabile, un pic despre venituri, prag de rentabilitate, poate pentru o parte dintre voi, mai ales cei care ați mai lucrat la un business plan sau cei care aveți deja afaceri, s-ar putea să vi se pară chiar ușor, iar pentru cei care sunteți la prima audiție, ca să zic așa, pentru așa ceva, nu e panică, există două seminare, cum spunea și Lucian, sunt suficient de multe exemple date și în materialele la care o să aveți acces, adică se poate învăța ușor, nu trebuie să fi terminat o școală de 5 ani pe financiar ca să puteți lucra pe așa ceva. Bun, nu mai sunt multe rubrici în planul de afacere. În felul ăsta, în acest prim webinar, avem o primă imagine de ansamblu pe ce presupune. Bineînțeles că toate celelalte seminarii, de fapt, nu fac altceva decât să detalieze bucăți din acest plan de afaceri. Lucian, dacă vrei să punctezi și ultimele secțiuni din formulare. Și eu mă încăpățânesc să reamintesc că faceți acest plan financiar pentru voi, în primul rând. Aveam la început acea întrebare de a descoperi dacă merită și mai degrabă planul financiar îl faceți ca să vă răspundeți la întrebarea ce trebuie să fac, ce trebuie să schimb ca să merite.